Slava lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuăm, Esther, capitolul 3, suntem la versetul 9. Și înainte să încep, aș vrea să spun că, deși uneori pare că poate stăm, poate prea mult, putem avea impresie să zicem, ok, stăm cam de mult timp să vorbim, să zic, despre Aman, sau stăm prea mult pe un verset. Domnul Iisus a spus, fiți înțelepți ca șerp. Și nu putem să fim, când El spune așa, fiți, vă trimiți ca niște oaie în mijlocul lupilor. Și zice, fiți înțelept ca șerp. Te întreb, cum facem asta practic? Pentru că asta este o cum să spun, este o învățătură. Este o, a zice, și o poruncă. Sau dacă, dacă nu-ți place cuvântul poruncă, este o recomandare, că nu e foarte celebru cuvântul ăsta în zilele noastre. Vă recomandăm. În fine. Dar oricum, nu e o recomandare. Deci, zice, fiți înțelept ca șerp. Deci, ne cere să fim înțelept ca șerp. Da? Cum facem asta în mod practic? Cumva citim textul, zicem, amin, da, Domnul ne-a zis să fim înțelept ca șerp. Suntem înțelept ca șerp. Nu, nu așa devii înțelept ca șerp. Ca să devii înțelept ca șerp, trebuie să ai răbdare să observi șarpele. Zic din nou, ca să devii înțelept ca șerp, trebuie să ai răbdare să observi un șarp. Cel puțin un. Dar îți trebuie răbdare. Așa că îți cer să ai răbdare. Chiar dacă de ceva timp vorbim de Aman, și oricum ceea ce vedem la el, nu sunt tocmai doar lucrurile neapărat negative. De exemplu, ce am văzut ieri, faptul că merge la împărat și cere o scriptură, cere să se scrie ceva. Ne dau o anumită înțelepciune. Că și noi în situații unde avem nevoie de mai mult putere, mai multă autoritate, putem merge la Scriptură. Noi nu nici nu trebuie să cerem să fie scris. Că este deja scris. Trebuie doar să găsim sau să ne rugăm să primim. În fine, am vrut să încep să spun așa, pentru că sunt încă, o să rămân încă în versetul 9. Uneori aș vrea să merg mai departe, dar mă trezesc și versetul respectiv încă îmi vorbește. Aș vrea repede să ajung unde Esther zice 3 zile de post. Îmi place acest moment de exemplu în carte Esther. Aș vrea să ajung repede acolo, dar nu pot să fac când un verset încă îmi vorbește. Nu pot să mă grabesc. Pentru că cine știe, dacă mă grabesc și nu merg, nu am răbdare, să pot primi tot ce textul poate să-mi da și mă grabesc să merg mai departe. Cine știe, dacă nu mă întâlnesc cu un obstacol, a care soluția se afla chiar în acel verset care m-am grabit să merg mai departe. Așa că vreau doar să te rog, dacă ți se pare că mergem lent, nu e vorba că mergem lent, e vorba că avem răbdare să observăm și să fim înțelept. Nu ești înțelept că zici doar, mă fac înțelept. Trebuie să observăm. Cel puțin una din metodele. Observ. Esther capitolul
très versé tout le nom au Sachitesque. D'accord, par tout le gassé, j'étais coucale et ça s'écrit au porunque, kaye sa fille nimichit, chie vo kentari zet chemi de talents, de argint. De taïgassit, excusez, tu t'es de pe téléphone, j'ai pris ma date à tokmae. O publicitate a ieșit și ce este comic, publicitatea este fața unui african care zâmbește. Deci au știut cui să trimească, să primită publicitatea asta haioasă, dar cum să fac să văd textul scripturii? Dar asta e tehnologia. Nu vreau să instalez, ok? Deci... foarte interesant. Ok. Hai să mă descurc altfel. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă, pentru că ei, ca ei să fie nimicit, și eu voi cântări 10.000 de talanți, de arginți în mâinile slujbașilor, ca să îi aducă în visteria împăratul. Interesant. Adică Aman merge la rege, îi spune, este acest popor care nu respectă legile tale, nu este spre folosul tău, împărat să-i las în pace, să se scrie, să fie nimicit. Dar Aman e foarte înțelept. Nu spune doar că nu ți este de folos. Trebuie să fie nimicit. Vine și spune, din nimicirea lor, pentru nimicirea lor, sunt gata să aduc în visterie împăratului atâția bani. Nu știu cât valora ce a zis el, dar cu siguranță nu era vorba de 2 lei. Da? De zice așa, și eu voi cântari, eu voi cântari 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să îi aducă în visterie împăratului. Nu știu, poate... nu, aici este un lucru care nu este clar pentru mine, poate pentru tine este. Când el zice, eu voi cântare, îmi pun întrebare. Oare banii ăștia vin de la el? Sau consideră când vor fi distrus, prapădit poporul din ce se va lua, cum ar veni câștiguri de război, va da o parte la visterea împăratului. Deci, pentru mine, nu este neapărat, dar cred că e prima. Tin să cred la prima, dar poate este și a doua. Pentru că el zice, eu voi cântări. În fine, fie că e prima, a doua, sau altceva, vedem un lucru aici ce face Aman. Zice, scrie asta. Pentru că prin asta oricum ai de câștigat, vor intra în visteria ta mulți bani. Nimicirea lor înseamnă profit pentru tine. El este gata să spună visteria ta o să fie, o să primească mulți bani. Și banii nu este un argument neglijabil. Multe războaie s-au făcut pentru ce? Din cauza banilor. Vezi în Africa, auzi, acolo război civil, vezi în Irak și așa mai departe.
Toi, tes raisons et les respectives, c'est fac pentru aver. Punct. O să-ți spun, ah, nu, tribul ăsta e gelos cu ăsta, de asta s-a omorât. Ăsta sunt povești de ziar, da, pentru a distra galeria. Adevărul este, dacă observi bine, mereu există un interes financiar. Deci, acest argument nu este neglijabil. Deci, Aman se apropie de împărat și zice, nu este în folosul tău, dar nu numai cere distrugere, să se scrie nimicirea lor, dar spune la împărat, vei avea de câștigat, visteria ta va avea de câștigat mulți bani, ca acest popor să fie distrus. Și aici, fii veacului acestuia, sunt mult mai înțelept decât fi lumină. Aman are planul ăsta de a distruge poporul. Dar știe că nu va funcționa dacă se duce doar la împărat și zice nu-mi place de Mardoheu, uite, nu mă respectă, vreau să distrug poporul lui, așa m-a supărat. Știa că așa ceva e prea copilăresc. Vorbește frumos, vorbește despre foloasele împăratului, dar dincolo de vorbe, zice, 10.000 de talanți de argint. Dincolo de vorbe, ți-aduc ceva concret în visteria ta, împărate. E puțin periculos ce o să spun, în sensul că poate să fie înțeles greșit, deci dar e un lucru care trebuie să înțelege. Când ne apropiem de Dumnezeu, dincolo doar să vorbim despre foloasele lui, am vorbit despre asta acum câteva zile, să nu vorbim doar de ce ne interesează pe noi, dar să vorbim și de foloasele lui Dumnezeu. Dincolo de a vorbi despre foloasele împărăției lui Dumnezeu, extinderea împărăției lui Dumnezeu, ce acțiuni concrete putem aduce în visteria împăratului? Nu trebuie să rămânem la vorbe. Trebuie să avem lucruri concrete care putem spune, aducem asta în visteria împăratului nostru. Bineînțeles, aici nu e vorba că vrem să nimicim niște oameni. Contextul e cu totul diferit, dar este important să înțelegem că greutatea noastră în împărăția lui Dumnezeu este legat de asta. Ce lucru concrete aducem în visteria împăratului? Ceea ce facem în mod concret, care este un avantaj pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru extinderea împărăției lui, trebuie să ne gândim. E un moment unde vorbim despre foloasele împăratului, e un moment unde trecem la acțiune și zicem, iată 10.000 de talanți de arginți pentru bine. Când am zis 10.000 pentru că asta e exemplu în contextul ăsta, dar nu vorbesc, nu mă refer la bani aici. Mă refer la ce facem în mod concret care automat este un câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce facem în mod concret? Vrei să ai greutate în împărăția lui Dumnezeu? Ce faci în mod concret care este clar un câștig pentru împărăția lui Dumnezeu? Multe lucruri uneori care le facem, putem crede că îi facem Dumnezeu lui un favor și nu este. Când citești Biblia, nu faci niciun favor lui Dumnezeu. Citești Biblia pentru tine. Biblia e comparat ca o hrană. Când mănânci, poți să spui, mănânc
Pentru binele celorlalți. Nu, mănânci pentru tine. Dacă se putea mânca pentru bine celorlalți, nu aș fi făcut burtă. Aș fi mâncat, dar aș fi distribuit. Aș fi zis, ok, am mâncat, dar ce am mâncat acum, Doamne, să fie spre binele frate cu tare. Ce am mâncat acum să fie spre binele frate cu tare. Și nu aș fi făcut burtă. Am făcut burtă pentru că când mănânci, mănânci pentru tine, nu pentru ceilalți. Sunt lucruri care le facem, credem că facem în favoarea lui Dumnezeu. Când mergi la biserica duminica de duminică, nu îi faci lui Dumnezeu niciun favor. Faci asta pentru tine. Bine, cuvântul care îl auzi, dacă ai zidit, ție îți face bine. Cântecele care se cântă, dacă ți aduc bucurie, ție ți aduc. O să am zis, da, dar și Dumnezeu este înalțat și se poate bucura când copiii lui cântă. Da, da. Există și acest aspect, da. Nu trebuie să, cum să zic, să-l neglijez. Dar gândul meu este aceasta. E important să știi, în mod clar, lucrurile care le faci și sunt un câștig pentru împărăție. Hai să-ți dau un exemplu concret și o să închei pentru azi dimineață. Domnul Iisus zice așa. Este multe sărbătoare și bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Când un suflet e câștigat la Dumnezeu, e un câștig pentru împărăție. Începe prin faptul că e o sărbătoare în cer. Iată un lucru concret care este câștig pentru împărăție. Nu e singurul. Dar Aman înțelege că nu trebuie doar să vorbească frumos despre foloasele împăratului, trebuie să vină și cu ceva concret. Nu e de ajuns doar să, în rugăciunile noastre, să zicem, Doamne, să se extindă împărăția ta. Trebuie să venim cu ceva concret și să zicem, Doamne, acest suflet, prin puterea ta, m-am lăsat folosit și acum e câștigat pentru tine. Trebuie să învățăm să trecem de la cuvinte la fapte concrete. Mă opresc aici azi dimineață. Tată Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul tău. Mă rog, tata, să ajut pe fratele meu, pe sora mea, să mă ajut să nu rămânem doar la cuvinte despre împărăția ta, despre planurile tale, despre extinderea împărăției tale, dar ajută-ne să fim înțelept, să fim concret, destul de înțelept, încât putem să aducem, să facem lucruri care sunt cu adevărat. Nu un câștig pentru noi, dar un câștig pentru împărăția ta, un câștig pentru cerul. În numele lui Iisus. Amen.